înseamnă bucuria de a fi pentru dumneavoastră? Să creezi valoare în jurul tău. Să ajuți, dacă reușești să ajuți măcar un om în viață și să-i schimbi calitatea vieții, înseamnă că a meritat tot efortul de dinainte. Domnule Bogdan Florea, domnul doctor, neurolog Bogdan Florea, ne bucurăm că sunteți la Târgu Mureș astăzi. De mult plănuit să veniți și ați constituit o echipă puternică, din câte am auzit. Nu una, cât trei. Una, cât trei. Pentru ce cauză notați azi? O cauză foarte dragă nouă. Vrem să ducem vestea că există rețeaua de telemedicină în epilepsie. Practic, de astăzi, pacienții au acces acasă la ei sau aproape de casele lor, la un diagnostic și tratament corect și complet. Și doi, să reducem stigma socială de care suferă pe nedrept aceste persoane și mai ales familiile lor. De ce a ajuns epilepsia să fie un stigmat pentru cei suferinți? Istoric vorbind, epilepsia a avut întotdeauna o conotație, să spun, cu energii negative. Au fost oameni arși pe rug în Inchiziție pentru că au avut impertinența de a face o criză de epilepsie în biserică, dau un exemplu poate nepotrivit. Și cumva această umbră a venit ani de zile, secole de-a rândul, până astăzi, când cea mai mare frică a persoanelor cu epilepsie este să facă o criză în public. Lucru de care eu, cu care nu sunt de acord și pentru care lupt foarte mult. Echipa dumneavoastră de astăzi urmează să notați cam într-o oră. Sunteți pregătiți? Sunt trei echipe. Practic există o echipă a copiilor care notă pentru copii cu epilepsie, echipă care m-a emoționat practic cel mai mult. Copilași care au aflat că există copii din păcate cu epilepsie, care nu au voie să noate. Și atunci acești copii, 7 copilași, s-au mobilizat să noate ei pentru acești copii. A doua echipă, doctorii noată pentru pacienții, pentru persoanele cu epilepsie, ceea ce iarăși e un lucru minunat, pentru că după ce ai depus jurământul lui Hipocrate, iată că sunt oameni care... Cărora deci chiar pe toate căile. Da, chiar și o cale așa simplă, dar extrem de eficientă. Și a treia echipă, a celor care au pe cineva în apropierea lor sau iubesc pe cineva cu epilepsie, în care oameni de diverse origini, să spun, industriei din care aparțin și de pregătiri absolut variate, vin să sprijine cauza. În România sunt aproximativ 400.000 de persoane cu epilepsie și familiile lor, despre care nu se vorbește sau se vorbește foarte puțin, ceea ce e o nedreptate. Eu am prieteni pe care îi iubesc foarte mult cu epilepsie, oameni în poziții sociale și intelectuale absolut minunate, oameni perfect, între crize perfect normali, și practic pentru ei doresc să ne mobilizăm în maniera asta și să ducem vestea. Sigur, da, sunt pasionat. Epilepsia este o provocare neurologică interesantă, să spun. Și ați luat-o ca pe o provocare, această cale? Fără discuții, da. Practic un proiect care cred că a ajuns să definească un grup de oameni și pe mine inclusiv. Și cumva nu vreau să mă depărtez nici de țara asta, nici de neamul meu, până nu facem viața un pic mai bună pentru aceste persoane.